Bună ziua, oameni buni! Ziua bună! Oameni buni și de omenie, Dumnezeu Sfântul vă ție! Ne primiți ori să plecăm? După ce ați venit? Vom spune dacă ne primim casă. Apoi noi vom primi dară, cum să nu vă primim? Dacă ne primim casă... Dacă aveți gânduri bune! Bune avem! Noi gânduri bune avem, apoi vom vedea dumnealor voastre cum o fi. A noastră și bune! No, apoi atunci hai, dar să ne... Noi atunci, haideți-vă! Haideți să ne înțelegem! Poftiți înăuntru! Hai că-i vini eu, că văd că copiii ăștia le-i rușine! Doa bună și Dumnezeu să te bine! Să Dumnezeu sănătate, să trăiți la mulți ani! Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! După dumneavoastră! Faceți bine și poftiți! Hai, mire, mire, dumneata! Hai, picior fain! Așa! Bine ați venit, oameni de omenire. Bine v-am găsit. Faceți bine, vă așezați. Vă așezați o țără. Noi am venit cu un scop oareșcare. Da, păi ziceți, dar nu sunteți deșerti, să nu știți. Deci apoi, apoi noi am venit să vedem dacă îți face bine să ne dați fata asta nouă. Apoi eu mă gândesc să-i lăsăm o țără în camera dinainte să înțeleagă să veni așa paie sau fân. Păi bine ar și să facă și ori zice să mergeți un pic cu stinerilor până în ce cameră și... Să vedem cea și paie sau fân. Să vedem când veniți de acolo ce ne spuneți, ca să nu îmblătim paie gole. Mă gândesc că ficiorul ăsta e tare harnic, așa se aude în sat, jucăușcă, ăștia ne trebuie jucăușcă și fata ta le mândru jocă. Și mie eu spun că la acolo îmi plac, e frumosă, e frumosă, dar deși de harnică atunci am și mulțumiți. Au fost crescute în familii bune, de-aia au învățat lucruri de astea. Hai, dați-l întru. Nu mă copii, dar pe care-i treaba? E paie sau e fân? Așa o tavă. O tavă, nu? Atunci, Dumnezeu, să Atunci, Dumnezeu, să vă dea sănătate. Haide să vă... Să dea Dumnezeu. Doamne ajută. Așa, drag, așa. Să pup. Hai, cum mă cuscă. Noră. Am adus șuțe de-a nost ca să le tomnim la oaltă. Doamne ajută! Să văd cum e de bună dumneitale, că și eu am un tic de oaie. Ăsta e cam vechi. Anul trecut nu mi s-a făcut de fel, cu bătut gheața, dar ăsta e de 3 ani de zile, să știi. Prima dată așa rândul dumneisale să vedem ce-i fogădește la ficior.
Dacă ai pământ acolo, am două iugări de loc acolo până ațele pinticului. Eu îi le dau cu mare drag și faceți un hotar fain. Dacă tu îi dai acolo, îi dau și eu iugărul jumate ce l-am și îi dau și o junică, să aibă cu ce s-a apucat. Și în joiță și o junicuță îi dau și eu. Apoi să dea Dumnezeu să și într-un jaz bun și cu noroc. Apoi de aici încolo le vine rândul la copiii ăștia, îmi face pregătelile de uspăț. Voi să mergeți să chemați tinerii din sat, să mă să cheme cu ficiorii și fetele la șirașteu. Să vă înțelegeți, să vă înțelegeți, să cheme la nuntă. Eu zic că duminica înainte Ierusalia și tare bine. Așa m-am gândit și ce eu. Ce zici? Bine, așa e bine, că Ierusalim se face. E bine. Așa m-am gândit. Dar nenaș. Că cine să chemăm de nenaș? No, aici ai. Voi ficiori copii, ce ziceți? Aveți pe cineva preferat? Voi știți oamenii din sat care de omenie. Hai să zicem noi atunci. Hai să zicem. Dumneata, tu... Zid dumneata. Socru mare. Ce zici după omenie? Eu mă înțeleg, nu ne-am înțeles, că nu știu. Pe cine zice? Pe Vasilica lui... Și Bonu Morichi. Din Băiță. E mă, că e tânăr. E tânăr, e copil de treabă. Și cine femeie de... Da, familie de treabă. Păi ai duce. Păi ai duce. Să plăcea ce zici? Pe cine? Pe Vasilica lui Șimonu Morichi din Băiță. Știu ăla, chiar sunt oameni care ar putea da un sfat bun. Nu, no, din partea noastră să zicem că îl chemăm pe ăla. Păi și noi ne-am gândit cu pomea asta pe lui Berciu să-i chemăm. Că e om de minieri. Așa trebuie. Sau și pământ pe lângă ei, acolo. Are și boi. Are boi? Da, și doi... când ori mai mere copii, ori mai mere la plug cu ei și șoara pământiorul. Nu, să și într-un cea cu șoara. Apoi după cum înțelegerea e tare bună. Păi la oameni de treabă înțelegerea e bună. Să mai bem un par de jinați și să trimitem copiii să vorbească cu tineretul din sat să-i teme da, și rașteu. Da, sigur. Și noi să ne apucăm de lucru. De lucru, de pregătiri. Exact. De fetilor, păi vreau să vă zic că tare bine ne-am înțeles și mâine o face un spăt. Și vrem să vă rugăm să mergem să chemați tineretul din sat la șirașteu pe disară și pe mâine la un spăt. Mereu! Vă rog să mergeți, Lămu. Ne-am unit! Andrei, da. Mamă Ioane, du-te și zile și tu la ficiorii ăștia, să-ți ia oamenii din sală uspăt. Nu lasă că mă duce ea amunia. Aha. Mamă ficiori, înțelegerea a fost tare bună. Vă rog frumos să mereți să chemați tineretul din sat, să vină astăzi la șirașdrăv și mâine la uspăt. O mere! O mere! Să porniți ca pe mă duce și eu. Am venit să vă chema la uspăt! Da, mulțumim! Da. Mulțumim! Am venit dacă am putea! Da, de-ați putea! Apoi am putea, dar că așa se cade să mere la uspeță! Am venit să vă chema la nuntă! Vă mulțumim frumos! Vom face și un vinil la nuntă! Dacă nu noi cei tineri, că avem și noi tineri! Haideți și veniți! Avem un crai mândru și frumos! De la Domnul nostru Iisus Hristos, de la înaltul nostru mire, știți bine că avem un ficior de cinste și ominie, ca bunul Dumnezeu să vi-l ție. Ați face bine să lăsați sâmbătă seara, duminică dimineața, la par de jenar, cu fetele și ficiorii satului și ați face bine să lăsați și la un joc. Dumnezeu să-i dea noroc. Să le dea Dumnezeu noroc. Face și rașteu, să vie și Ioane și Marie. Haideți aici, că vă lăsăm la șirașteu, pe sâmbătă seara! Haide, Ioane! Să trăiesc, Doamne! La gură de țuică!
noapte. Să șie într-un ceas bun și cu noroc. Să șie. Că ghinea mare. Citeți să șie un spăs frumos. Haide, cine ne-a ferit și de cine am dat? Thank you.
Să-mi părăsesc
Și ascultați și fiți cu luare aminte la vreo câteva cuvinte care prin cărți nu sunt scrise, dar trebuiesc astăzi spuse, care prin cărți nu se scrie, dar azi trebuie să fie, că iată cinstitul Mire prin gura mea vrea să ne vorbească așa, să înceteze ceterile, să se strângă rândurile, că astăzi a sosit ziua despărțirii mele. Dar această despărțire nu e pentru veșnicie, e numai căsătorie. Și acum cu lacrimi fierbinți se îndreaptă spre a lui părinți și îi spune: iubite tată care m-ai grijit odată, ca focul să nu mă ardă și ploaia să nu mă bată. Cât am trăit la olaltă, poate ți-am greșit vreodată. Eu te rog frumos, mă iartă. Și apoi cu vorbă blânduță se îndreaptă spre a lui măicuță și îi spune: mamă care m-ai făcut și pe brață m-ai ținut, cât am trăit la oaltă, poate ți-am greșit vreodată, eu te rog frumos, mă iartă. N-a fost mamă vina mea, mi-a fost mintea tinerea. Și să roagă de iertare de-a lui frați și surioare, verișori și verișoare, domnișori și domnișoare. Și acum înainte de plecare, aș mai face o rugare. Frunzuliță trei ajuns, scumpii mei iubiți părinți, eu vă mulțumesc cu drag de crescut și de învățat, de grija ce mi-a purtat, că eu plec la mănăstire să iau numele de Mire, la altarul mănăstirii să iau taina cununiei. Să urăm cu toți în bloc cu muzicanți la un loc cale albă și noroc să le dea Dumnezeu! Hai, Mire, fetele! Că știu că nu-l îngropați, că nu mai îl însurați. Rămâi, mamă, sănătoasă, dacă-i fost așa băiasă.
cinstite nănaș mare cu soția dumnitale. Mirile și Mireasa ne-au rugat să fac bine să vă transmit acest fapt. Să faceți bine să ne însoțiți pe drum să ne călăuziți. De aici până la frumoasa casă unde este a lui aleasă. De acolo la mănăstire să-și ia numele de mire. La altarul mănăstirii să-și ia taina cununiei. Cât îi lumea și lumea! Mireasa și mirile... Nu mai vezi așa ceva! Nu, în fața lor! Da, 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 așa este! Când ne facem într-o oameni! Un pic de jos! Unde e bună! Acum e unde o vină! Aici sfetele de masă. Și ia minimul safirii să pune pe masă.
când ar vine nanașii pe la ea, când ar vine cu uscri. Să aibă ce pune pe masă. Aici ai... Aici a schindeaule, țăsute fain din război, cum o țăsut socra cea mică. Mult ai lucrat, socră mare. Tare harnic a fost. Da, da. Aici a sace când a mere la moară. Să puie grâu în ei și să-ți aducă la moară, să surți în război. Să facă pită, să facă întori. Aici ai straiță, când îl trimăz la coasă, să puie sculile de la coasă, ciocanul, ileu. Stai numai lună gole. Să sunt în război, fain. Da, da. Așa-s femeile harnice. Să lucă femeile mai de mult, au lucrat tare bine. No, pune acolo la rând bine. No, perii să am să dăm perinile. Aici sunt perniile să aibă unde să se culce. Păi ori vinim în zafirii. Dă să le tomască acolo, fai. Astea sunt tăietură, cum coseau bătrânile. O harnice fome mai de mult. Uităm un pic din alea cu roșu. Alea se pun pe deasupra. Pentru că le băgăm în mijloc. Nu se băgă în mijloc, acolo sunt suche. Asta așa, la vărlea tare. Faină, zestre! A făcut socra cea mică. Și multă. Se cunoaște că a muncit. Aici sunt perinuțele micuță, când ori avea copii, să le pui la cap. Lepedeaule. Pune-ți în mijloc, lepedeaule. E lână. Dată-le acolo, mă puie cu cipcă, că așa se purtau mai de mult. Încă pe ora acolo. Nu se nu trape. Nu mult eu pe cu socrasă. Ca și cum ar mărita două fete. Adică, a lucrat în război mult. Ziua și nopți. Ia, le pedeau faie cu cipcă. Pe mal. Un alt. Nu te vreau. Ia, unde-ți așa este alt fain? Mai aveți? Ia, ce cipcă faină făcută! Lucrau făcut mai de mult, nu ca așa mă? Ai de mine, mă, fomeilor, mă, dar ce zestre faină eu făcut, mă! Păi cum să nu, că de oameni de treabă și oameni gaze! Da, asta, da, mireasă! Așa să te găsesc mireasă de asta frumos! Da, și cu găzdoie! Nu mă fată, vă dragă, i-ai dat atâta zestere. Păi dacă ai mai mult, nu e să le dai atâta zestere. Așa, e mai puțin. Să l-am lăsat să-l punem sub niroi. Da, dragă, să știe pe tău locul. Să vadă că sunt între oameni de omine și oameni de treabă. Yeah.
Picior de Gaine! Bună ziua la dumneavoastră, vă spune adunarea noastră. Bună ziua! Ce stați așa cu porțile legate, pe în paie înfășurate? N-ați mai văzut niciodată lume multă adunată. Și bucura cum stă. Știți, oamenii adunați, pe la noi ce căutați? E dorit soare înflorită? Aia trebuie plătită. Cinstite staroste de poartă, eu te rog acum să îmi spui cine e staroste de poartă, dumneata sau dumnealui? Eu nu se vede cinstite staroste din sat. Cinstite staroste din sat în poartă cu arvocat. Noi în sat când am intrat de dumneata am întrebat și tare nici o lăudat. Dar azi dimineață când te-ai sculat în oglindă, nu te-ai uitat? Când îți vătica la mâță pe la gură tătărâță. Staroste cu barbăsură, întoarce-te îmbătătură, că ți-e curcea negrebată și că ți-au spânzurată. Și știi el staroste de loc, ieși ți-ar părul pân clop, cămeașa pân cojoc. A nos crai când s-o sculat, el pe față s-o spălat. Și s-o dus până în grădină și-o ales o ruje plină și-o smus-o din rădăcină. N-o rupt-o să fie ruptă să o aibă numai la nuntă. Că-o rupt-o să o ție, să o ducă în cununie și să o aibă de soție. Eu acum ne-am dat solia dumneata să-mi dai sâmbria, că de te împotrivi, Doamne, vai de capul tău așii. Hai dați zară și intrați și mireasa o căutați. Și dacă ne-om întâlni, Doamne, bine o împlăti. Doamne, ajută să fie în bărbă. Și atât ce să te încăptat bun și cu rău. Să trăiți, să plecăm ori nepoftiți. Zoa bună vă dorim și înăuntru să veniți. Doamne ajută, Doamne ajută. Noi vă mulțumim cu drag. De primit. Haideți înăuntru. Bine, te rog frumos să mergi să-ți cauți mireasa. Găsitai mireasa orba. N-am găsit nimică. No, hai să vedem afară. Și mai rotă și în ce casă? Hai că uita. Hai că mai este o cameră. Și mă tare. Da, da, da. Da, da, da. Mire, asta e mireasa. Nu e asta. Păi mire, dragă, dacă nu e asta atunci, cum? Uite cât e frumoasă. Nu-i frumoasă, dar mai nu-i. A, nu-i aleasa ta, așa. E, dar păi ce știu cum va fi, că asta va trebui plătită. Și cu ce o poți plăti? Îi da, vom puiuț de găină cândva, dragă. Atunci cred că asta e mireasa. Nu-i nici asta. Hai, lasă-mă acum. Nu-i. Păi și asta trebuie plătită. Ce să zic? Da, păi dacă vrei mireasa, noi ți-o dau cu o puicuță și trei ouă. Bravo! Accept? Da. Du-te adu-mi mireasa. Păi hai să-i aducem mireasa. Numai pasca a vrut să aleagă. Asta e mireasa. Asta e. Muzica. Ah,
Mireasă pe casa ta! Cânta cucu și mierla! Cucu cros mierla sub țâle! Că eu mă regez pe țâle! Eu-s pe țâle cu năcăs! Cinstiți oameni adunați, mândru și frumos gătați! Să aveți un pic de răbdare, să ascultați la o vorbă mare, căci iată mireasa prin gura mea vrea să ne vorbească așa. Să înceteze cetierile, să se strângă rândurile, că astăzi a sosit ziua despărțirii mele. Dar această despărțire nu e pentru veșnicie, e numai căsătorie. Frunzuliță, trei arginți, scumpii mei iubiți părinți. Eu vă mulțumesc cu drag de crescut și de învățat, de grija ce mi-ați purtat, că de-ați mărs la lucru când v-ați dus tot cu mine în gând, de v-ați dus pe la oraș gândul la mine v-o stat. Și acum cu vorbă blânduță se îndreaptă spre ei măicuță și îi spune mamă care m-ai făcut și pe brață m-ai ținut și pieptul tău ți-l-am sub. Cât am trăit la o la altă, poate ți-am greșit vreodată. Eu te rog frumos, mă iartă. N-a fost mamă vina mea, mi-a fost mintea tinerea, că nu-i om să nu greșească peste glia românească. Și să roagă de iertare de-a ei frați și surioare, verișori și verișoare, domnișori și domnișoare. Mireasă cu nuna albă, dai fetia până framă. De-ai ști cum e măritată, ai mai stat la măta fată. Și acum, sub formă de iertare, dați-mi câte o sărutare, poftă-și sărută. Și acum, după datina străbună, să facem o închinăciune, să zicem o rugăciune. În numele Tatălui și a Fiului și a Mărirea. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Să le urăm cu toți în bloc, cu muzicanță la un loc, calea albă și noroc. Și acum vom juca un joc aici la mireasă, după care ne vom plimba starea cu mie. Se face joc. Hai,
Hai să o dăm pe să mergem spre biserică la cununie. Bine. Lăsați-i că s-a spăreat de tine. Băi, dar pe ciucul, nu le-ați găsit? Hai că dacă nu dau înapoi, mergem la cununie. Nu zica cu gordon, să nu zică. Dar nu zică Mirile și mireasa se vor urca în car. Thank you.
de la mamă cu mine, oi veni mai la tine. Yeah, talk.
Faceți bine și ascultați să aveți un pic de răbdare să chemăm socra ce mare! Frunzuliță de cireș, socră mare, unde ești? Aici. Hai fă bine mai în față și-și primești nora frumoasă! Hai fă bine și o primește și frumos îi chiuiește! Multe tare nunți și racă de cum v-ai supăra împreună mult nu sta! Că nu s-a împlinit săptămâna și ți-a zice să rămână. Și-a mai venit peste o lună și ți-a zice ziua bună și-a mere cu straița plină. A venit pe la Crăciun să-i tai porcul cel mai bun. Și-a venit pe la Rusale să-i dai găina ce mare. Frunzuliță de cicoare, dau cuvântul socrei mare. Cine și zâmbândru, că
Așa joacă Finuța, să vedem cum o joacă și cei de stâmpă în așa. E mai bine de joc, e mai bine. E mai trece, așa. Toată lumea care e în costume. Acum vă rog să fiți atenți un pic. Joacă Nașa, joacă Finuța. Să vedem cum o joacă și cei de stâmpă Nașa.
E mai bine, de jocul, e mai bine. E mai trece. Cum ne nașuăm în dor,
de liniște dacă vreți să auziți. Ce zestre dau socrii mari, socrii mici, nănașii, la acești tineri. Iată ce zestre fogădește socrul mare la picior, la mire. Un iugăr de pământ din pânatele Pinticului și unul de la Girod. Nu a fost în târga la Girod, dar dau și pe la Câmpari de Mira, dar dau. Și doi junci de boi. Doi junci de boi. Să inverseze. Doi junci de vaci. Dar cine boii fac junci? Sau vacii le fac junci? Doi junci. Eu să inverseze. De doi boi și un iugăr de loc. Cinci oi dau eu. Cinci oi dai dumneata. Ei, la șantele, păstăr. Cum iei cu tăt? Înseamnă că-i slab și ocupare, nu conduce el aici. Apoi mai nu, cam așa e încă pe partea. Așa e încă de când se nu conduc. Ați auzit ce zestre îi dă socrul mare la mire? Acum ne îndreptăm către socrul mic. Să vedem socrul mic ce-i dă. Oare o dată? Un iugăr? Și-a luat. Vezi că până vreme o dau o socrul mic. Ai grijă, nu? Eu am acolo o țâr de lup lângă el. Dăm încă un iugăr jumat și se vicineze. O țâr de lup? Un iugăr jumat. L-ai depășit pe locul. L-ai depășit pe locul. Și am o stroapă cu cucei. Să aibă și la Crăciunul să fie purcet. Îi dai stroapa cu cucei? Și stroapa cu cucei. Stroapa o pune pe masă și cucei o vinde să apuce la un banuț. Și e bine. Ce dai, Dumnezeu? Să le urați casă de piatră. Hai, la ce și bani ajută-ne! Le dai, Dumnezeu, noroc! Perța multă de zeți, fraților! Să vedem nenașii cei mari, că ăștia nu se lasă la socrii, ăștia-s părinți duhovnicești. Nenașii de vață! Îs părinți duhovnicești. Și acum mă adresez la nenașul din partea mirelui. Bă, domnul starostă, dar păi, starostă, adică chiar din zica. Starostă, fă să... Poate și vreau de aici ceva. Aici, gata, vorbezi oameni. Gata. Se filmează, stau de două ceasuri oameni. Ăsta socrii, nu mă putea băga. Dar nici nu te lăsa. Nu mă lăsa tare, să le fac un pic de căsuță. Așa, nănașule, așa. Din partea nănașului mare, îi face o căsuță. Cât de mare? Și cu pământul, am îi cât să pot ăsta o familie. Nănaș, aveți ăsta o fierică. Nu. Și-o lepedeu. Așa, dragă. Să pornească cu ceva din capul lor. Așa să dea Dumnezeu să fie bine. Apoi am învede. Vom vedea că nici nașul celălalt nu s-a lăsat mai pe jos. Și nu o făceam și nici celălalt. Hai să vedem nașul ăla la alt. Hai să-i afogări boi, să vedem ce am de ce. Boi, o da socru mare. Aia, o da socru. Îi dau căruță cu cai, se poate aduce. Îi dai căruță cu cai. Casă. Așa, dacă așa. Cu mătru, că foarte bine. Aducă lemnile din pădure la casă. Foarte bine, foarte bine. Ia, dar pe lângă la caia aia trebuie să aibă unde să le cosască, să le dai și o iugăr de pământ. Le dau și o iugăr de pământ acolo, sub pădure. Așa, drag, așa, așa. A, păi nu s-a lăsat, sigur, știam eu, Petrină, că nu te lași tu la... No, bine, mă, fraților, oameni de omenie. Acum vreau să vă spui, pentru că vieți oamenii ăștia, nu i-am ținut cu mult peste program. Noi vă mulțumim de participare. Ce trecere frumoasă! Avem muzicanți, ne-are la cămin, ne distrăm acolo și...